Bine ați revenit la antrenamentul pentru minte. Să revedem ultima întrebare. Presupuneți că avem un sistem de două vase comunicante, de forma pe care o vedeți. Ambele vase sunt alcătuite dintr-o formă care se repetă, forma marcată cu roșu acum în desen, adică un trunchi de con. Nu uitați, vorbim despre niște vase, încercați să vedeți în spațiu sistemul celor două vase. Vasele comunică în partea de jos printr-un tub pe care vă rog să-l considerați de grosime neglijabilă față de dimensiunea vaselor, iar în acest tub se găsește o mică turbină sau putem să-i spunem o mică roată de moară care se rotește foarte ușor, adică dacă apa din tub curge oricât de încet, turbina se rotește. Și acum presupuneți că ambele robinete de sus încep să curgă deodată cu exact același debit. Mai presupuneți, vă rog, că sistemul se umple în 12 minute. Deci apa ajunge sus, în ambele vase, evident, în 12 minute. Vă rog să descrieți cum se va roti turbina pe parcursul celor 12 minute cât durează umplerea sistemului. Ca să găsim răspunsul, să ne gândim întâi la o situație mai simplă. Să presupunem că avem două vase comunicante, cilindrice, dar cu area bazei diferită, adică unul subțire și unul larg, așa cum vedeți în desen. Ce se întâmplă dacă cele două robinete încep să curgă cu exact același debit? Când avem vase comunicante, apa se distribuie în așa fel încât nivelul să fie același peste tot. În toate vasele, în cazul nostru, sunt doar două, dar putem generaliza. Deoarece altfel presiunea la baza vaselor nu ar fi aceeași, ceea ce înseamnă că apa n-ar fi în echilibru. Dar, deoarece robinetele au același debit, apa are tendința de a crește mai repede în vasul subțire decât în vasul larg. Și din această cauză, pentru ca nivelul să rămână același în cele două vase, va curge apă din stânga în dreapta, în cazul nostru, ceea ce înseamnă că turbina se va roti în sensul B. În concluzie, apa curge prin tubul de legătură dintre cele două vase, de la vasul subțire la vasul larg. Acum putem să revenim la vasele noastre. Trebuie să observăm trei lucruri. Primul, după cum vă amintiți, cele două vase sunt alcătuite din câte două porțiuni identice, atât ca formă, cât și ca dimensiuni. Vedeți una dintre aceste porțiuni colorată cu roșu în desenul de jos. A doua observație. Atunci când într-o parte, mergând în sus, să spunem, vasul se subțiază, în cealaltă parte, adică celălalt vas, se îngroașă și invers. Și deoarece vasele sunt alcătuite, așa cum am spus, din forme identice, înseamnă că viteza cu care crește apa în cele două vase este constantă în timp, în tot timpul umplerii, deoarece cu cât scade grosimea într-o parte, cu atât crește în partea cealaltă. Sau altfel spus, suma ariilor, secțiunilor celor două vase este constantă atunci când ne deplasăm în sus sau în jos. A treia observație. Există două înălțimi la care vasul din dreapta are aceeași secțiune cu cel din stânga. Le vedeți acum marcate în desen. Ele se găsesc la jumătatea înălțimii formei care se repetă, cea marcată cu roșu în desenul de jos. Ceea ce înseamnă că ele se găsesc la un sfert, respectiv trei sferturi din înălțimea totală. Și dacă ținem seama de această observație și de faptul că viteza de umplere este constantă, înseamnă că dacă împărțim înălțimea în patru segmente, așa cum vedeți în desen acum, timpul necesar apei să crească de la unul dintre aceste niveluri la următorul trebuie să fie un sfert din timpul total de umplere, adică 12 minute împărțit la 4, 3 minute.
Acum putem răspunde la întrebare, deoarece pe primul sfert din înălțime, cel marcat cu roșu în desen, vasul din stânga este mai subțire, apa va curge spre dreapta prin tubul de legătură, ceea ce înseamnă că turbina se va roti în sensul B. În următoarele 6 minute, până când apa ajunge la nivelul 3 din desen, partea din dreapta este mai subțire, ceea ce înseamnă că în acest interval de timp apa va curge prin tubul de legătură, acolo unde se găsește turbina, spre stânga. Deci turbina se va roti în sensul A. Iar de la nivelul 3 în sus, din nou partea din stânga este mai subțire, deci apa va curge din nou spre dreapta, turbina rotindu-se ca în primele 3 minute în sensul B. Deci primele 3 minute turbina se rotește în sensul B, următoarele 6 în sensul A și ultimele 3 minute din nou în sensul B. Deși au fost unele confuzii legate de sensul în care se rotește turbina, au dat răspunsuri corecte următorii. O firmă și-a extins domeniul de activitate, așa că avea nevoie de mai mulți angajați. Și pentru asta a organizat un concurs care consta în 4 probe. Una teoretică, una practică, una de logică și una de limba engleză. Iar firma a hotărât să-i angajeze pe toți cei care trec toate cele 4 probe, și numai pe aceștia. Deci condiția de angajare era trecerea celor 4 probe și toți cei care puteau să treacă toate cele 4 probe erau apoi angajați. Deoarece cei care au solicitat angajarea au fost în număr foarte mare, după verificarea CV-urilor, la concurs au fost acceptați exact 100 de solicitanți, iar rezultatul concursului a fost următorul. 75 au luat proba teoretică, 93 au luat proba practică, 86 au luat proba de logică și 56 au luat proba de limba engleză. Întrebarea este, câți oameni a angajat firma? Atenție! Nu este vorba despre un număr unic, ci despre limitele acestui număr. Adică vă rog să formulați răspunsul astfel. Firma a angajat între X și Y oameni, X fiind numărul minim, iar Y numărul maxim în condițiile distribuției pe care o vedeți afișată. Mulțumesc pentru atenție, succes, pe curând!